Și ne aflăm astăzi la deschiderea celui de-al doilea centru de numărare și de sortare și abia aștept să văd cum funcționează aceste echipamente de ultimă generație. Returo, administratorul sistemului de garanție returnare, a deschis cel de-al doilea centru de colectare a ambalajelor de băuturi din țară în cadrul parcului logistic din Ciarmata, județul Timiș. Aici vor fi numărate, sortate și trimise spre reciclare doar recipientele de băuturi returnate de consumatori prin sistemul de garanție returnare, marcate cu cod de bare specific și logo-ul ambalaj cu garanție. Putem spune la puțin după două luni de la data punerii în funcțiune a sistemului garanție-returnare, că suntem pe traiectoria pe care o așteptam, atât în ceea ce privește cantitățile de ambalaj SGR pus pe piață, cât și în ceea ce privește investițiile pe care vom trebui să le facem ca și companie pentru a ne asigura că toate aceste ambalaje, fie că sunt colectate într-un sistem manual sau automat, vor fi numărate și sortate pentru a ajunge acolo unde le e locul, respectiv în fabricile de reciclare din România. Centrul Returo de la Ciarmata are o suprafață de aproximativ 4400 de metri pătrați și este dotat cu echipamente avansate de procesare a ambalajelor. At the moment we have two centers, the one in Cluj which we launched last November and today in Timiș County. We now have the capacity to sort and count nearly 1 billion packaging containers. And this, as we know, for the annual capacity is 7 million. Today we're at 1 million. And over the next number of months, we'll continue to open new centers as the packages continue to come onto the market. Pentru noi, ca administrație locală, este o investiție extrem de importantă. În primul rând, ne aduc locuri de muncă, ceea ce ne bucură faptul că oamenii din localitate și din prejurim pot să vină la această fabrică. În al doilea rând ne aduc mai multe venituri la bugetul local și să nu uităm, cred că cel mai important lucru, faptul că România, începând cu această perioadă, va da mult mai mult preț pe mediu și tot ce înseamnă peturi, doze și alte ambalaje de la băuturi răcoritoare și nu numai, vor putea fi reciclate. Infrastructura de centre regionale pentru sistemul de garanție-returnare va fi dezvoltată treptat de Returo până la finalul anului, simultan cu creșterea volumului de ambalaje de băuturi puse pe piață de producători, returnate de consumatori și colectate de comercianți.